Bună, sunt Laura și în acest video va fi vorba despre viziunile pe care eu și familia mea le-am visat în ultimii 2-3 ani. Mai întâi voi începe cu visurile mele, apoi voi continua cu cele ale mamei și ale surorii mele. Într-o noapte, aproximativ un an în urmă, am visat un perete gri care a apărut în fața mea, a devenit viu și am văzut cerurile deschizându-se. Acolo sus au arătat niște bărbați din vechime, îmbrăcați în robe lungi, cărând sub braț niște dosare mari, foarte ocupați, pregătindu-se pentru un eveniment foarte important. M-am trezit și am simțit foarte puternic prezența lui Dumnezeu cu mine în cameră. Am simțit că este un vis profetic și am înțeles că în rai se face o pregătire pentru sosirea creștinilor răpiți. Am încercat cu greu să adorm din nou și visul a continuat. De data aceasta mă aflam într-o cameră cu soțul meu, și am început să auzim ceva de subtul podelei și ne-am aplecat curioși să ascultăm ce se aude. De acolo am auzit vaite de copii, de femei, care se aflau într-o fel de rană nevindecabilă. În vis am știut că e vorba de necazul cel mare. M-am trezit din nou și am realizat cu tristețe și chiar speriată că mi se da să văd fugar o mică parte din acest necaz. Cel de-al doilea vis. Mă aflam undeva într-un spațiu complet întuneric peste tot, iar în fața mea era ușa deschisă, nu foarte tare, iar dincolo de această ușă radiau în exterior niște raze albe, perfect de curate. Am putut aproxima distanța dintre mine și această ușă, fiindcă visul a specificat această distanță prin capuri de oameni, diferite situații, continuând între mine și ușa, ca și cum mi-ar fi arătat distanța. Chiar lângă ușa, în partea stângă, mai era un singur cap, dar eu m-am trezit și am realizat că ușa înseamnă cerul și că mesajul visului a fost despre timpul aproximativ până când merg în cer. Distanța nu a fost mare, aș putea aproxima cam 12 metri. În visul al treilea mă aflam într-o mașină cu un grup de oameni. Mergeam parcă într-un loc anume, într-o altă viață, o altă dimensiune. Dar mașina nu mergea și eu eram nerăbdătoare să plecăm. În final m-am decis să plec singură. În timp ce mergeam, s-a făcut că mergeam cu o persoană, iar în final am ajuns în camera mea. Odată ajuns în cameră, persoana era mama mea și am știut că trebuie să pun repede în sertare toate hainele dintr-o valiză pe care, de fapt, o ținusem în mână, fiindcă, într-un foarte scurt timp, trebuia să fim luate pentru totdeauna într-o altă viață din afara acestei lumi. Mama mea s-a dus la baie, iar eu între timp mă grăbeam să pun hainele în sertare ca să fiu gata la timp, dar dintr-o dată Domnul Iisus mi-a vorbit și mi-a spus: voi pune în voi o sămânță nouă. M-am uitat la geamul cel mai aproape de mine și am spus: dar de ce îmi spui asta? Voi fi oricum în curând acolo sus cu tine. M-am trezit și am fost foarte dezamăgită că de fapt nu a fost decât un vis. Eram chiar pe punctul să plecăm, dar până la urmă am fost foarte bucuroasă că Dumnezeu mi-a spus gândurile cu privire la când ajungem acolo. Ultimul vis. Ședeam undeva împreună cu Iisus, care era lângă mine. Deodată am început să simt o înșfăcare din burtă și să mă înalț atât de mult, încât deja începeam să mă ridic printre nori. De fapt, în realitate, după ce avusesem acele vise, m-am gândit foarte mult cum este să merg în cer și să fii răpit. Deoarece, gândindu-mă la aceasta, mi-era frică de necunoscut, de puterea lui Dumnezeu. Dar eu, cu cât mă înălțam mai mult, cu atât simțeam mai multă bucurie și fericire. Când m-am trezit, am realizat că Iisus dorea să mă învețe cum mă voi simți când voi fi răpită, pentru ca eu să nu mai simt acea frică. Acum vă voi continua cu visele mamei mele, primul pe care și-l amintește s-a întâmplat acum 10 ani, și vă voi povesti așa cum mi-a scris ea. În visul meu, împreună cu mai mulți oameni într-o sală, aflam și așteptam pe cineva care trebuia să ne încoloneze ca să mergem undeva. Eram pregătiți de plecare. Am așteptat destul de mult venirea acelei persoane. Un timp care ar echivala cu 10-15 ani pământești, cam așa aș putea să estimez. Am început să ne încolonăm în semn că a sosit persoana care trebuia să ne conducă. Dar nu am văzut cine era, doar atât că multă lume s-a încolonat pe un rând mare. Apoi am început să mergem și să cântăm un cântec pe note foarte, foarte înalte.
care suna foarte, foarte melodios și frumos. După un timp oarecare de mers, deodată cei cu care eram au plecat înainte pe un drum care începea să coboare și eu am luat-o pe un alt drum la dreapta. Cei din stânga mea care mergeau pe drum înainte au coborât și cântecul pe care îl cântau s-a transformat încet, încet pe măsură ce îl cântau într-un țipăt și în cele din urmă ascultam o mare de țipete și eu mi-am dat seama că de fapt ei țipau din iad și că ajunseseră acolo. Eu mergând singură pe alt drum, pe cel din dreapta de care m-am amintit, am văzut deodată o casă mare, frumoasă și lungă, care se întindea pe o lungime lungă și la ferestre mă așteptau mulți oameni. Atunci am simțit că acei oameni mă așteptau cu o mare dragoste pe care mi-o transmiteau și mie. Era o dragoste imensă, era un sentiment care până atunci nu l-am mai simțit și care aici pe pământ nu există. Era un sentiment care doar cei mântuiți îl pot degaja. Mergeam spre acea casă, dar ea rămânea în același loc, iar eu nu ajungeam la ea. Semn că încă sunt în viață și încă nu am ajuns acasă în veșnicii, pentru că acea casă era casa unde vom ajunge cu toții cândva. Acesta e cel de-al doilea vis al ei. Plecam spre o casă unde era fiica mea pe care o iubesc foarte mult, deoarece mă ruga să se aduc ceva foarte important dintr-o altă casă, într-o altă parte a orașului. M-am dus acolo să găsesc acel obiect. L-am căutat, dar nu puteam să-l găsesc. Când mi-am ridicat privirea spre geam, devenise foarte întunecat. Cerul se întunecase atât de mult și a început o furtună. Copacii și întreaga natură arăta întunecată cu un vânt puternic. Am ieșit din casă să văd dacă e rece, dar când am ieșit, era cald, nu bătea vântul, totul era liniștit, deși cerul era încă întunecat. M-am întors în casă, dar când m-am uitat pe fereastră, am văzut aceea scenă dramatică. Așa că am așteptat puțin și deoarece mă îngrijoram pentru fiica mea care era singură și știind că va fi frică de furtună, am ieșit să văd dacă s-a liniștit furtuna ca să pot pleca. Deși uitându-mă pe fereastră vedeam o furtună puternică, când am ieșit era cald, niciun vânt, ci foarte nourat. Am intrat din nou în casă îngrijorată și dorind să plec. Când m-am uitat din nou pe cer, am văzut în partea dreaptă, formându-se un nor ce creștea rapid. În acel nor negru, o mână nevăzută a început să deseneze o față, care s-a transformat în final într-un profil. L-am recunoscut ca fiind cel al Domnului Isus. El și-a deschis buzele de trei ori, spunând ceva, nu mie, ci întregii lumi. Nu am înțeles ce dorea să spună, dar am știut că este foarte supărat. Continuare în partea a doua.